Da, salutare, gata și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe Gita 5 online. Ați văzut ce level am, ați văzut oricum de toate. Și o să vă prezint o mică schemă pe care vă ajută și pe voi. Da? Un exemplu, joci de Gita 5 și te-ai cam plictisit să le faci misiunile ca ceaiul. Dezinstalezi Wiimote-ul, ai apăsat aici, îți deschide la început, poți să intri pe celălalt, un exemplu, pe online sau pe single player. Pe online nu poți să-ți bagi banii, dar uite, le activez 10-11, stai să văd care ar trebui. Control F1, vehiculul le punem numai după aia, ar trebui F2, F3, F4. Da, Never Detect the Police, Super Speed, o să vedeți despre ce e vorba. Hai să revenim pe GTA. Security. I'm talking. Pe Charlie, punem rapid aici, suntem singuri pe să spune că e prea dimineață. Și nu știu la mar, dacă e prea tare în jocul să vă stalez play, o am aici o misiune care mă ajută. Puf, ați văzut? Da. Mare atenție, pentru că o să poată efectiv să nu vă detectează, adică eu joc de ceva timp și nu m-a detectat. Dar faza știi care e super bine de făcut misiuni. E foarte ok. Adică, pun exemplu, hai să-l punem tu pe undeva, pe undeva, pe undeva, pe undeva, pe. Stai să găsesc o zonă mai cât de cât mai ok. Îl punem aici deasupra. Ctrl F5. Da, mai au ei niște treburi de genul. Ai gat modul, poți să bagi banda ce nu se bagă. Și poți să faci misiunile cu prietenii fără nicio problemă. Am recomandat și la alții. Bine, eu am și niște moduri de grafică care, pun exemplu, mă ajută pe mine foarte mult. A, mai atenție că efectiv dacă tu folosești Super Speed, așa folosește toată lumea. Îl dezactivăm. Și let's go. Asta începe să facem misiunea. Asta ar fi cameră, radio, nu am nevoie de radio. Stai că trebuie să găsesc o la off. Așa, unarmated, mă rog. Full, nu cred că pot să schimb dificultatea. Cash, gen, aici ar fi. Open, îi dăm un play. Da. Let's go, m-am uitat înainte, deci Wiimote-ul e deschis, puteți să-l folosesc pe mai multe jocuri, cam asta e ok. Ce mi-a dat aici? Stai să vedem pe unde trebuie să plecăm. Mi-a dat tirgas, l-am avut înainte în mână, că nici nu mai știu ce am avut, adică... asta e o misiune nouă din cât observ. Dăm un F5. Ne-a făcut bugul de ieri. Ne bagă sub mapa. Asta sunt niște chestii care e un pic cam ciudat, așa că trebuie să ies de pe joc. Din păcate. Aici. Da. N-am ce să fac. Așa că revenim după aia. Trebuie să intru din nou pe joc. Da, cam asta trebuie să faceți. Să apăsați aici. Am zis că o să editez, dar nu. Nu voi edita. Așteptăm să ne intre. Nu mai editez, așa cum îi cred. A fi parcă o să trebuiască să le editez, dar în fine. Trebuie să le reactivăm pe toate după aia.
Bine, și recet pognă. Trebuie să mă duc și la dentist, dar am zis că mi le face, dar din păcate e un pic cam ciudată schema. De când am schimbat GTA 5 pe SSD, merge mai bine. Gen, nu mai ai așa de multe treburi, din cât observ. Și nu trebuie să stai chiar așa de mult în loading. Bine, eu nu stăteam. Deci cam asta e una din scheme. Ba, asta e o metodă de să vă explic cum se poate face. Pentru 5M nu funcționează. Mare atenție. Deci pentru 5M nu funcționează. Șocurile cu story, ia cum e asta multiplayer. Am văzut că și la Starfield funcționează, dar nu știu ce chestii îți dă în plus. La Halo îmi dă anumite stamina și de astea. Bun. F1, F2, F3. Ok. F8. F9, 10, 11. Dacă l-am și uitat și eu. Control. Ok. Bun. Hai că trebuie să mergem din nou. Bă. Trebuie să mergem din nou să-l iau. Gen, nu știu, nu prea să mai joacă lumea ca idee, din păcate. Am văzut și ieri pe undeva chiar deloc. Deci, mi se pare o chestie, frate, puteți să vă jucați GTA fără nicio problemă. Nu vă... Asta... Nu, no, eu înțeleg că poate fi un pic cam cringe pentru că nu te joci cu prietenii sau așa mai departe, da? Și GTA 5 online-ul e, na, de multe ori cu hacker, cu așa mai departe. Dar faza cum am și zis, adică, mamă, uite ce mașină avem. Nu-i mod, nu-i mod, v-ați văzut bine că am intrat pe joc. Hai să mergem noi acolo unde ne zice. Mi-am instalat niște moduri de grafică pentru 5M, dar din câte se observă, cu ăla cu Wiimote, din câte se vede, let's go. N-ai nicio treabă. Bine, putem să las mașina acolo, dar arată super. Wow, ce fain arată, bro. Nice. Hai că nu mai editez videoclipul, tot așa îl punem în continuare. Și let's go! O să mă uit după aia la videoclip să văd cum s-a mișcat, că eu normal cam aveam niște probleme pe GTA 5 cu lagul, care numai pe GTA 5 era așa. Dar acum văd că de când am schimbat de pe hard disk pe SSD, nu prea mai am treabă. Asta e una din chestiile cele mai bune. Deci, bă, apropo, nu uitați de butonul de like și subscribe, sper că vă ajută informațiile. Știi cum e, ok, dar încetul că o să apară GTA 6, pe aia și de, un exemplu, băia bombardierea de pe 5M, așa că știi cum e, mai bine e câteodată să te mai bagi un pic pe GTA Online. Mi-a zis cineva că mamă că e ban, că nu știu cum, bro, nu prea, adică dacă e singur pe sesiune și vezi că misiunile le poți face singur, adică te bagă într-un lobby și Jetson Terminal, Jetson Terminal, opa, l-am găsit. Hai să o lăsăm mașina asta aici, asta mi-a rămas de mult timp, adică nici n-am știut, dar vedeți totul. Mamă, dar ce alarmare! Hai, frate, leagă firele alea să plecăm o dată. Mamă, s-a răcit rău. Hai, acolo-i remorca. E prima dată când le fac pe asta, ieri am făcut prima misiune. Am avut un Sandy. Și acum... Din câte observ, putem să le facem în continuare, ceea ce mă bucură foarte mult. Gen, mi se pare așa de mult avansat GTA Online, încât efectiv am uitat, ținând cont că am jucat numai 5M. Și uite că avem niște misiuni pe care efectiv nu le-am explorat deloc, pe care
Ne-am făcut că uităm din cauza 5M-ului, că deja 5M a fost... Na, și în continuare o platformă destul de ok, dar... Da... Stai să văd cum... F3 F4... Nu, trage, tata. Mi-am băgat asta. Momo, n-am apucat să mi-l pun la când trebuia. Fuck that. N-am apucat să-l pun când trebuia. Da, în fine. Sau cred că l-am explodat eu. Cred și eu treaba asta, că l-am explodat eu. Ia, stai să mai încercăm. O dată. Asta e, nu am... Molly Combat, asta că nu mai știu cât ce dădeam. Să fie explozibilul. Mam. Da, stai că nu mai știu. Am explozibilul activat, dar... Wait, what the fuck? A doua e cu... Ăștia să... De alea... Că ar fi... Sonul... Cum? Sonul? Nu, Sonul de Flore. Stai că-mi stă rar cum am minte acum. Mă rog. Nu pot să... Ia, vezi, era gata, nu m-am... Nu mai e the hit, dar nu pușca sau de alea. Ba. Ba, îi dă ceva. LOL. Abandon de parte supply. Păi și pune la abandon. Bro, prea trag, LOL. Da, nu. Să trebuiască să... Am dat fail oricum, din nou. Fuck that. Trailerul nu-l ia. Deci trebuie să mă opresc cumva. Am pic. Super speed. Unlimited. Explosiv. Cotul de loc. Aha, deci cred că așa e misiunea. Cred, n-am nicio idee. Reset. Mă rog. Nu știu de ce nu funcționează explozibilul, dar l-ați văzut oricum. Cotul de Lost MC Clubhouse. De noi ne batem cu Lost MC în momentul de față. Mamă, level 349 și fără hack. Deci am jucat destul de mult. Deci... Da. Bă, revenind la faza asta, cum am și zis, am uitat de frumusețea jocului și l-am maxat mai mult pe 5M unde stui toată lumea. Multe persoane care, în afară de putuți morți să mă tire altceva, nu știe. Și cam așa ar fi, adică așa mai bine mă bag pe 5M, pe GTA 5. Am băgat asta. Mă înțelegi? N-am nimic. Nu mă deranjează. Nu mă... Pot să fac misiunile, pot să fac episoade foarte bune. Dacă i-am văzut acolo că le vezi câte unul că pasa în jur ca la pușul cortului. Dar e ok. Pot să zic că e ok. Hai că scurăs ce le dă. Hai să vedem. Hai frate, tragi. Nici nu mai reîncarc, adică... Cred că înăuntru. Știți locația, nu? Toată lumea știe. Bă! Deci de lost de their plans, aici ar fi.
M-am gândit că o să apară. Mamă, dacă te chestia pe aici, ești de bun la cap. Search. Păi nu l-am găsit deocamdată? LOL. Mini-MG. Am înțeles. Bă, mi-a dat ăla jos de pe cap. Hop. Hop, 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 hop. Bring the phone. Take a phone to plans. Plans. Photo. Păi și unde plan? Bun. Ne punem shotgun, nu? Ok. Nice, perfect. Într de Lost MC Clubhouse. Dar de ce mă pune înapoi să mă duc? Find the bag. Aici? Asta-i. Grab the bag. Bun. Steal weed, e furăm iarba. Ok. Hai să le punem repede. Mame. La asta mă refer, e super easy să faci. Efectiv. Misiunile. Bine, trebuie să le ai gen gata, activate tot înainte. Bine, poți să-l activezi și între timp, la urmă, că nu te oprește nimeni. Uf! Hai să plecăm. Furăm asta. Biker adevărat. Dacă tot stăm pe aici, o să mergem și o să ne schimbăm și îmbrăcămintea. Am făcut mai de mult niște videoclipuri cu asta și, na, de atunci a fost un pic cam ciudat. Bă, ce v-aș recomanda pe voi, puteți să le faceți pe amândouă. Le luați și asta și n-aveți nicio treabă. Win modul ăla. Și să vedem ce primim. Cred că o să vină mai mulți. Sau e gata. Na, cam asta a fost toată misiunea. 12.000 easy. Nu știu câtă experiență să fac. Mamă. Nice, hai că avem până la 350. Și the final photograph, the ghost hunting Blaine Country. Ok, mi-a dat niște chestii, văd că iar avem misiune aici. Let's go. Hai să vedem pe unde suntem, destination. Da, avem tot felul de chestii. Eu m-am cu wheat farm și de astea. Deci eu m-am destul. Bine, din care pot să produc foarte mulți bani. Cam așa asta treaba. Da, dă niște failuri care, da, nu prea așa au legătura, dar în fine. Să vede cum bine, gen te miști super repede. Cam asta ar fi chestia. Și atunci, na. Da, totul mă 15 jp. Sunt într-un clan, dar no. Nu știu, nu e activ nimeni, nu mai joacă nimeni, gen, numai că n-au timp. Așa că, hai că o să ajungem la destinație, o să punem un nou videoclip și ne auzim pe undeva pe la data viitoare. Vă pupat, pa, pa!